Vasluienii susțin că ideea primăriei de a susține bătrânii cu probleme este una binevenită. Se oferă astfel un sprijin celor aflați la limita puterilor, dar și un loc de muncă pentru tineri. Sunt amatori și sunt oameni săritori. Sunt oameni tineret care are nevoie de muncă și pentru un ban, pentru o bucată de pâine, se duce și îngrijește un bătrân. La mine în bloc este un tânăr care merge la o bătrână, vecinul cu noi mai la vale, îi face cumpărăturile, plătește datoriile. Deci e o idee bună. Da, este o idee bună și vin tineretul care vrea să muncească sau de orice vârstă, vine în ajutorul bătrânilor care nu se poate deplasa. Este bine, cine are nevoie să se ducă și să-și aducă oameni. Din cauza bugetului restrâns, primăria nu se poate ocupa decât de un număr limitat de bătrâni neputincioși. În atenția noastră, un număr de 19 persoane cu probleme de sănătate deosebite, mare parte dintre ei cu probleme grave de deplasare. Mai avem persoane care au, știu eu, probleme de boli ca Alzheimer sau alte tipuri de afecțiuni psihice care îi împiedică să-și poată desfășura o activitate independentă, să spunem așa. Și noi facem eforturi pentru a putea menține acest număr și încercăm, dar avem câteva constrângeri de natură bugetară, să mărim acest număr. Cereri pentru ajutor vin însă lună de lună. Cereri există, avem, din păcate, așa cum se discută și acum pe nou recensământ, populația îmbătrânește, ne confruntăm cu această problemă și noi fără doar și poate, dar încercăm să facem față acestui tip de problemă. Pe lângă cei 19 bunici care sunt îngrijiți lună de lună, primăria mai plătește și peste 140 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap.